captat atenția, putem să trecem direct la treabă. Astăzi ar putea să vedem picioare nespălate, picioare infectate, coșuri care se sparg, picioare nespălate din nou și multe chestii foarte scârboase, pentru că ăsta este Încearcă să nu spui iac challenge! O să fie imposibil, deci deja cred că o să fie imposibil și nu o să reușesc să câștig, pentru că eu mai aveam multe challenge-uri de genul acesta cu Încearcă să nu-ți iei privirea, challenge la care mă uitam la chestii scârboase și de fiecare dată pierdeam. Dar nu! De data asta nu! Nu mai pierd, ok? Nu mai pierd. Mi-a ajuns prea multe înfrângeri. De data asta câștig. Și ca să fiu sigur că câștig, mi-am dat 5 vieți, 5 inimi pe care pot să le pierd de fiecare dată când zic chiar, așa că... Wow! De fiecare dată când o să zic iac, o să dispară cât o inimioară de aici, ceea ce înseamnă că o să fiu cât mai aproape de înfrângere, dar... Vă promit că nu o să pierd niciodată challenge-ul acesta. Întrerupem programul pentru un anunț foarte important. Dacă vreți să vă jucați și voi jocuri la cea mai înaltă calitate, gen CSGO, gen GTA 5, gen Fortnite, nu uitați să încercați cea mai nouă experiență de gaming pe primul link din descriere pe www.boosteroid.com, care vă oferă șansa acum să vă jucați jocurile direct online, direct pe browserul vostru, fără mai bine voite să fie descărcate jocurile. Nu uitați, acum puteți să vă jucați jocurile și pe telefon, CSGO pe telefon? Mereu am vrut să încerc asta! Așa că nu uitați să intrați pe primul link din descriere www.boosteroid.com, să vă jucați acolo, să vă luați cel mai tare abonament și să ne jucăm împreună. Eu chiar cred că o să pierd. Nu am cum să câștig, frate, nu am cum să câștig. E imposibil, frate, deci am ales și unele clipuri care sunt prea scârboase, așa că dacă știți că vai cu palpitații, cu inimă, așa... Dacă știți că aveți palpitații cu inima, când vă uitați la clipuri de astea scârboase, dați like, dați share, dați subscribe și apăsați clopoțelul. Și părăsiți chiar acum clipul, pentru că o să fie nebunie! 3, 2, 1... Ok, hai să vedem. Nu începe așa... Ok, trebuie să nu zic, mamă frate, nu știu de ce să-mi fie mai scârbă de coșul ăsta care tocmai se sparge, care cred că e un coș, sau de șegul ăla sub unii, care șegul să moară Jacksala, ține doliul sau ce naiba face cu unghiile alea, mamă. Doamne, doamne, nu, închideți clipul, închideți clipul, regia, că nu mai pot! Olo, frate! Lumânări, ok, lumânările sunt drăguțe, nu? Ok, aici e o presă, Ok, asta a fost, cred că, satisfying, dar a fost un satisfying, dar... Așa, nebun, ok, ce e asta? Nu pot să cred, frate! Femeia asta are păr... Ce păr des are femeia asta? Și de ce e roșie în cap? What? Nu pot să cred că deja am pierdut o inimioară! Băgam și piciorușul. Mai avem 4 inimioare și abia am început challenge-ul. Ok, o să fie un drumuleț lung. Hai să vedem dacă o să reușim să câștigăm challenge-ul ăsta vreodată sau nu. Nu pot să cred! Ăla era părul ei sau cum? Gen, i-a pus fire în cap sau... No, nu înțeleg. Un balon? Nu, e vată de zahăr ars. Mamă. Vată de zahăr ars, frate, aia e scârboasă rău de tot, să nu mâncați niciodată. Știu că mâncam când eram mic în bâlciuri și... Doamne, cât de scârboasă era! Mâncam și vomitam. Mama, asta trebuie să fie deja clasat la cele mai scârboase vloguri ever! Asta e destul de drăguț, e totuși o floare! Dischinezoiul cu coronavirus chiar face floricica bine. Hai băi, Corona, ce faci acolo? Stai puțin cu și colorează, stați puțin băieți, că nu e chiar așa. Corona asta știe Corona. Hai, Corona. Mamă, da, băi, King Jong-un. Ok, ce e asta? O sobă? Bagă-le mie în sobă, wow! Mamă, tipul ăsta și Cătălin Talent ce mai bagă petarde în sobă? Să moară Jacksana? Mamă! Ok. What's happening? Ce la se întâmplă acolo? Nu pot să cred. Ce era, bă, portal spre nether din Minecraft? Ce se întâmplă acolo, băieți? Este o chestie că am înfierbântat acolo. Să cheme cineva pompiere care am înfierbântat. Ok. scoci banda adezivă, ceva în genul ăla, ok, punem banda adezivă, ok. Spunem că urmează ceva scârbos, te rog frumos. Spunem că urmează ceva satisfying, aici văd că e jumătate, ok. Punem că de acolo, sau ce e aia, am înțeles, s-au sculptat, ok. E ok, băieți. Încerc să trăiesc cu frică, frate, încerc să trăiesc cu frică, uite numai la clipurile astea, că nu știi ce urmează și îți bate așa inima și zice aaa. Mamă, dar m-a început bine cu coșul ăla să moară, Jacksana, da? Ciudat e că n-am spus ea că la ala, am spus fix la următoarea chestie aia cu părul. Am stil destul de satisfying. Da. Mamă, cred că o să întrebați că o să facem și încearcă să nu zici wow, că e mai... Cred că o să fie mai greu să zic wow. Dacă vreți să facem chestia asta, hai să strângem acolo multe like-uri! Să bubuim acolo, să facem și seria asta cu încearcă să nu zici wow. Mamă, warning, this video contains graphic content. S-a terminat? Nu, te rog, nu, mamă, nu, te rog, nu, frate, nu, scoate nimic de pe nas, nu, te rog, nu. Băi, fraților, bă! I-a scos fiermii de pe nas! L-a scos cu tot cu șarpii, bă! Ce-i aia, băi, băieți? Nu, băi, nu, e imposibil, frate, să nu zici la așa ceva! Cine a pus clipurile astea, regia? Regia? Să scrieți și voi în comentarii dacă n-ați zis voi iac la chestia aia. Hai, frate, dacă nu zici iac, înseamnă că ești un insensibil. Ce, mă? E într-o ureche, bă! Băi, când dau cu ureche, bă! Băi, când dau cu ureche, băi, băieți! Nu se poate așa ceva, nu! Ok, nu am cum să... What? Scoate-l de acolo, te rog, pentru mine! Mamă, zici că e păianjen din peștera de pe Minecraft! Scoate-l, te rog, scoate-l, fă asta, te rog! Băi, nu-i chiar așa de scârbos, chiar destul de interesant, dar totuși când îți dai seama că e în urechea ta, cred că acum toți... Cred că pe toți cred că vă mănâncă în ureche, serios, nu? Deci spuneți voi în comentarii dacă v-am mâncat în ureche în timp ce m-ați uitat la clipul ăsta și m-ați văzut pe mine făcând așa. Deci e imposibil. Eu albină, frate, sau cine ai băia aia? Urecheliță? Nu știu, nu înțeleg ce e. Mamă, ce bine că l-a scos, Doamne, ajută-ne pe noi, Doamne. Mamă, dar cu domoare era, bă, dar s-a hrănit cu cleiul omului, bun e simțită. Oh, no, please, no! Nu, frate, nu pot să văd așa ceva, nu. Bă, dacă mai vreți să mai continui, nu uitați să rupeți butonașul de like. Hai, știu că te uiți acum la clipul ăsta. Apasă butonașul de like să simt puterea like-ului. Și dacă simt puterea like-ului, o să continui acest clip. O simt. O simt. Ia uite, copiii se dă în montaia rus, e frumos, e la bălci, e multe grătare, e multe mici, e frumos, n-am mai fost pe aici, e bine. Hai, te rog, nu vomita, nu fata mea. Te rog, rezistă, respiră, se poate, respiră. Olga, respiră, Olga, te rog, respiră, Olga, nu! Nu-l văd pe Pican, o să zică iac. Olga, respiră, Olga. Olga, ce-am zis eu, Olga, ce-am zis eu, să nu spumiți. Olga, uite ce-ai făcut pe tine, Olga, ți-am spus să nu mănânci mici înainte să te dai în montaia rusului lui Marian, că vinde cărți în piață. Ți-am spus! Dar tu, nu, mănânc mici cu muștar! Nu, mănânc mici cu muștar! Eu după Marian, că vinde cărți în piață, bă! Eu după scuibă flăcări, bă, e nebun! E nebun! Băi, Mariane, Marian care bea gaz. Bă, asta e destul de wow. Gen wow, asta la wow. Asta te bate trecută la wow. Bă! Omul ăsta n-are coloană! Wow! Voi vă gândiți cum îi fac cu astele? Mamă, ăsta ar trebui să fie în filmele alea horror, de merge așa pe pereți. Ia uite, bă, ce nebun e să moară Jacksana. E nebun. Uaaaa, cât de tare! Wow! Nu pot să cred, frate! Bă, eu chiar aș face o serie de asta cu încearcă să nu spui wow, că eu sunt prost rău de tot și wow chiar spun foarte des. Yes! Yes! În sfârșit am câștigat și eu ce e! Vine să mă pup de bucurie! Spupă-te, Antonio! Băi, îmi vine să bamă, să mă... Bă, deschide cineva șampania, să deschide cineva șampania. În sfârșit am câștigat și eu un challenge, frate. În sfârșit am câștigat și eu un challenge. Scrieți voi în comentarii de câte ori ați zis iac și dacă ați câștigat și voi challenge-ul sau nu. Nu uitați să rupeți butonul și de like dacă vreți să continuăm această serie și dacă vreți să deschidem și una nouă, desigur, de ce nu? Eu am fost Antonio Pican și care fiecare dată vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Până la viitoare, eu v-am pupat. Pa!